Antidot și antidoate, nu uitați să adăugați codul ANT1R la Support Creator pe Item Shop ca să vă primiți antidotul la timp. Fără glume despre codul meu ciudat, mersi! Salutare, băbiți! Eu sunt Antidot, iar în acest videoclip o să vorbim despre o misiune din săptămâna a treia. Aparent, ieri am făcut un videoclip despre misiunile din săptămâna a treia, v-am arătat care o să fie, dar unele dintre ele nu sunt corecte, pentru că după update le-au modificat, adică două sau trei dintre ele cred că nu sunt la fel. Ele în sine sunt ușoare, doar că au adăugat una care scrie caută între trei cabane de vacanță, nu, trei cabane de ski sau ceva de genul. Puteți observa aici, search between three sky lodges sau ceva de genul. Și pe hartă există trei cabane de astea de ski, iar acolo în mijloc se formează cum ar fi un triunghi între trei, astea toate trei, și în mijloc se află un battle star și o să primiți 10 battle stars, adică un nivel în battle pass. Deci o să mergem acum și o să vă arăt unde se află această locație mai exact. Bineînțeles, intrați pe un mod normal, nu intrați pe playground pentru că nu o să vi se pună misiunea. Cum am mai spus, există trei cabane de ski, 1, 2, 3, astea formează un triunghi aici, iar în mijloc o să fie un battle star. Puteți să vedeți acolo, e forma asta acolo, adică nu este zăpadă peste. Deci avem 1, 2 și 3 aici, unde era? Tot una pe aici pe undeva și în mijloc se transformă, se face un triunghi, vedeți? 1, 2, 3 și aici în mijloc se face cum ar fi un punct din asta în care se află un battle star. Colectăm și noi acest battle star, îl luăm de aici search și acum căutăm pe cineva care să ne omoare sau ne omorăm noi singuri. Hai să vedem dacă găsim pe cineva, cred că am găsit, dar nu prea îmi place mie să mă las omorât. Hai prietene, vino încoa, vino mă încoa, hai dai, omoară-mă. Bravo. Acum dăm return to lobby, iar acum normal, cred că am primit un tire în battle pass, nu știu sigur, aveam 5-2 înainte, trebuie să mă uit, ia apare aici, da, aici mi arată că am terminat, nu știu, am terminat sau văd că nu mi-a dat un tire, sau mi-a dat, a gata, acum mi-am dat seama, m-am uitat pe filmare și normal, în sezonul 6 sau până în sezonul 6, la misiunile astea de genul, îți dădea câte 10 battle star-uri. Dar văd că m-am uitat acum pe filmare la început și aici scria 5. Deci nu ți dă un nivel, ci îți dă jumate de nivel. Na, cam nasol. Până în sezonul 6 erau niște misiuni care era mereu misiunea 6 în fiecare săptămână și de fiecare dată primeai 10 battle star-uri aici. Dar văd că de data asta sunt puțin cam zgârciți și nu ne dă câte un nivel. Dar în orice caz, dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel și până data viitoare, eu am fost Antidot. Pafta!